Primăria Sibiu are listele de alegători deja curățate, sau cel puțin așa spune primarul Claus Iohannis, care a amintit faptul că un control în acest sens a fost efectuat imediat după alegerile locale din iunie. Edilul a mai menționat și faptul că legislația în domeniu are mici scăpări care duc la situații cum este cea cu care ne confruntăm la ora actuală. După referendum, toată lumea se aștepta ca apele să-și intre în matcă. Ei bine, vedem cu toții că nu este chiar așa. Scandalurile continuă. Țara noastră este singura din Europa care are într-un fel sau altul doi președinți, chiar dacă unul este interimar și altul suspendat. Leul a luat-o la vale mai ceva ca după cel de-al doilea război mondial. Premierul în funcție speră că probabil primarii să iasă în teren și să bată la ușă să întrebe pe toată lumea dacă X sau Y mai sunt în viață, iar legile sunt așa cum sunt. Cam așa arată un tablou global al României, în timp ce Curtea Constituțională a amânat pronunțarea asupra referendumului pentru ultima zi a lunii august, iar la nivelul altor județe se așteaptă un fel de nou recensământ al populației cu drept de vot, orașul Sibiu se poate declara un pic mai norocos. Și asta pentru că, spune edilul Iohannis, în municipiu listele au fost deja curățate de morți, persoane care nu mai au cetățenie română sau români cărora li s-a retras dreptul constituțional. În esență, legislația existentă în momentul de față rezolvă unele probleme cu listele electorale, dar unele rămân nerezolvate. În ce privește Sibiu, l-am verificat datorită acestor discuții subțire documentate cum stăm. Și pot să spun că stăm de la foarte bine în sus. Noi operăm constant și foarte serios toate modificările în listele electorale permanente. Contrar unor afirmații de la televizor și de la politicieni care se doresc pe sticlă, aceste liste nu au baza primară la primării, e numai o coincidență de nume, ci aceste liste există la direcțiile județene de evidență care sunt în subordinea consiliilor județene. Deci sursă de informare ar fi fost înainte de declarații. Sunt în subordinea președinților consiliilor județene. Noi avem obligația să actualizăm aceste liste. Asta însemnând atunci când cineva a decedat sau își pierde drepturile electorale prin hotărâre judecătorească. Sau pleacă și anunță acest lucru cu acte și cu tot ce trebuie, noi comunicăm direcției județene. Direcția județeană radiază persoana din lista electorală permanentă. Claus Iohannis are în această situație și un potențial vinovat. Legea actuală este cea care naște astfel de situații. Pe de altă parte, se lucrează pe o legislație care nu este neapărat bună pentru a, în ghilimele, pentru a curăța listele. Persoanele care din vari motive pleacă, din Sibiu, de exemplu. Să zicem că cineva s-a hotărât să plece în 92 în Germania cu pașaport turistic. Este în continuare pe lista electorală dacă nu s-a primit de la autoritățile germane o comunicare de clarificare a domiciliului și a cetățeniei. Noi evaluăm, fiindcă nu avem altă posibilitate, noi evaluăm că cea mai mare parte a persoanelor care au plecat, care au fost și sași, au fost și români și de alte etnii, au între timp situația clarificată. Edilul a mai explicat și de ce Sibiu-ul stă de la foarte bine în sus. Noi am avut un control foarte sever de la Autoritatea Electorală Permanentă imediat după alegerile locale, chiar în săptămâna de după 11 iunie, control care a verificat absolut toate aceste aspecte și s-a găsit că la noi lucrurile sunt perfect în regulă. Nici măcar un caz greșit nu s-a găsit.